Așa arată văzută din afară una dintre cele mai frumoase mașini de pe stradă. Este atât de bine tunată, atât de mult s-a lucrat la toate detaliile, încât orice ai pune în plus va arăta chicios. Așa că ai luat-o, nu mai umbli la ea. Oricum, coreenii s-au dus cu ea cu designul ăsta la limita chiciului, dar nu au depășit-o, ceea ce este foarte bine. Hai să luăm în primul rând botul, pe care ai de toate. Îmi plac în primul rând cele patru LED-uri de aici de jos, care dau mașinii o siluetă ușor de recunoscut, împreună cu farurile foarte sportive, care mi-aduc aminte de niște note mai europene, așa să le zicem. O grilă foarte glossy, și sus și jos, un calandru din ăsta foarte lucios, cu o formă ușor de recunoscut, tipică de acum de la Kia, și evident sigla pentru care vei plăti niște mii în plus, GT-ul de aici. Bine, tot botul ăsta este de pe altă planetă. Inclusiv linia asta roșie de aici, de pe bara din față, am lucios aici, am roșu și am mat, am glossy, nichelat, cromat așa, o bandă roșie pe capotă, pe o mașină albă. Iată câte culori, câte tonuri diferite. Dacă ești mai sobru puțin așa, o să ți se pare că sunt turnate toate cu lopata. Însă, surprinzător, arată bine. Arată ca o mașinuță de jucărie adusă în viața reală, cu toate bunele care vin la pachet, într-o mașină foarte atentă desenată. Și uite cât de discret se aude și motorul. Se aud mai tare nervoșii care merg pe aici prin parcare, în afară de motorul ăsta. Uite. Un motor pe benzină silențios până când nu apeși pe pedal. Hai să ne uităm puțin și la faruri. Spuneam că sunt ușor de recunoscut. Am lumini cu lupă, cu xenon, care dă o lumină interesantă. Împreună cu LED-urile astea sunt mai degrabă lumini de zi, te vor ajuta în situații foarte complicate. Și jos acolo am și... ia să dăm un pic pe avarii, să vedem toate becurile totuși. Așa. Cam astea sunt toate luminile. Acolo jos am și niște proiectoare de ceață. E? Dacă mergi noaptea așa, te va recunoaște toată lumea. Un pom de iarnă. Hai să oprim luminile. De fapt, noi să le vedem și pe cele de pe spate. Pentru că ne-ați cerut să vă arătăm și lumini, de acum vă arătăm și lumini. Atât cât se poate. Pe spate am o combinație de becuri, parafi LED-uri. Aici cred că la frânare o să văd niște LED-uri. În rest, îmi dă senzația de diode așa. Nu sunt cele mai aspectoase, dar au o formă interesantă și dau mașinii un tot unitar. Gata, oprim motorul. Și hai să vedem silueta mașinii în ansamblu. Uite că luminile au rămas aprinse, chiar dacă am oprit motorul. S-au stins și luminile de capul lor. Bun. Spuneam că este o mașină foarte frumoasă, niște lumini aspectoase, niște elemente de toate culorile puse aici pe o mașină care vrea să pară foarte nervoasă, vrea să pară că are vreo 500 de cai putere, nu atâția cât are, dar chiar și așa este un pachet interesant pentru o persoană tânără care vrea o mașină frumoasă. Da? Și avem deja un bot cu de toate. Hai să ne venim puțin pe lateral. Dacă mă uit de aici așa, văd un hot hatch veritabil european. O mașină făcută pentru europenii care vor mașini sportive în formatul ăsta compact, cu niște jante foarte mari, închise la culoare, care arată și ele destul de interesant. Aici avem o variantă, cred că pe 18, dacă nu chiar pe 19, pe 18 inci. Astea sunt niște anvelope care costă de la 700-800 de lei bucata în sus, iar cele de iarnă pot fi chiar mai scumpe. Inscripția asta SIGT de pe uși, care mă încurcă puțin, aș fi vrut să văd mașina curată, dar odată ce ai dat banii ăștia, probabil că vine la pachet și cu dungile roșii și cu inscripțiile astea. În schimb, plafonul din sticlă negru, am un plafon panoramic care și ajută mașina ca aspect, ea fiind albă, zona asta neagră deasupra îi dă și o notă mult mai sportivă. S-a lucrat foarte mult la toate aceste detalii. Dacă venim ușor din lateral, o să vedem că suprafețele vitrate, deși destul de mari, sunt alungite. Am aici un geam custode care ajută puțin la vizibilitate, un parbriz foarte înalt. Aici, cum am mai văzut și la alte modele, o replică a calandrului deasupra parbrizului, care se continuă cu plafonul și așadar de la parbriz, bucata asta și cu plafonul am numai sticlă de sus până jos.
Așadar, în partea de sus, foarte multă lumină naturală. Din lateral, geamuri cu tentă verzuie, o chestie care iarăși îmi place, încadrate cu elemente cromate care dau din nou o imagine de calitate. Un geam mare și pentru pasageri, este o mașină care se adresează și celor care vor sta în spate și cu un geam custodie inclusiv aici, care se dă din nou plusul acela de vizibilitate și care face mașina să arate bine. Fețele de uși. O mașină, cum să zic, din lateral văzut așa, pare destul de lungă totuși, deși este o compactă, iar jos are niște ornamente de plastic care acoperă pragul din nou ca să accentueze imaginea asta de mașină sportivă. Etrierele sunt vopsite din fabrică roșie, așa că nu va trebui să-ți mai bați tu cap. O antenuță mică acolo și spatele. Din nou, mult mai bine decât mașina standard, deja tunat cu de toate, ai aici niște elemente din plastic lucios care încadrează niște ochi de pisică, luminile pe care le-ai văzut deja, inscripția GT, cameră de mers cu spatele, care este utilă la această mașină pentru că proporțiile sunt vizibile și nu prea pe colțuri, ea fiind foarte rotunjită, în momentul în care te uiți acolo din oglindă către colțul ăsta, vei avea mică problemă să vezi absolut toate proporțiile și te vei ghida destul de mult după lumina de pe zid sau după acea cameră care îți oferă o vedere foarte bună. În partea de jos am un difuzor din plastic mat care va rezista bine la tăvăleală și accentuează imaginea sportivă. Un astfel de difuzor este util la viteze mari pe circuit, nu neapărat pe stradă, dar aici ne ajută să avem o mașină mai aspectoasă. Avem două guri de eșapament cromate destul de mari, de zici că avem un V8 sub capotă. Și cam asta e. Apreciez faptul că aici deasupra pe bară, pentru că avem și o bară de culoare albă, s-au pus niște chestii de colant care să protejeze bara la punctele de contact, pentru că în momentul în care deschidem haionul, aici când o să pui și o să scoți lucruri, s-ar putea să mai atingi un pic și bara. Este o chestie de bun gust, de bun simț, care protejează și mai bine mașina. Și aici am un plastic rugos care va rezista destul de bine la tăvăleală, iar aici în portbagaj am găsit o tavă, nu știu dacă vine standard, dar dacă nu e, va trebui să o cumpărați și o recomand, care va proteja foarte bine altfel această chestie catifelată. Dedesubt, încă niște spații foarte utile de depozitare pentru tot felul de mărunțișuri, astfel încât să nu se împrăște prin portbagaj. Dacă vei fi tentat să calci mașina și o vei face destul de des, el ar risca să se împrăștie. Aici, foarte utile sunt niște prinderi pentru plasă. Aici și aici, pe care apoi le pot aduce pe deasupra. Și dacă ridicăm și tava asta, ajungem la o roată de rezervă de dimensiuni reduse. Mi se pare fantastic cum au reușit să organizeze spațiul interior. Avem roată de dimensiuni reduse cu cric, cu coarbă, cu cârligă acolo jos. Avem o tavă pentru tot felul de lucruri în plus și apoi avem spațiul de depozitare, care altfel este mulțumitor pentru o compactă. Mult bun simț în acest pachet. Uite aici, pe exemplu, mai un cârlig unde poți să adaugi o plasă, o plăsuță în portbagaj dacă nu vrei să se împrăștie. Pe lateral, de asemenea, aici văd și o priză de 12 volți. Foarte bun pentru un frigider la drum lung. Aici poți să spui kitul de obligatoriu pentru drumuri. Un portbagaj, exact cum spuneam, neașteptat de bun. Hai să vedem și locul pasagerilor, dacă tot am venit către spate. Geamul din spate este fumuriu, de asemenea locurile din spate parcă au o tentă un pic mai închisă și dau un verde, iarăși o chestie care îmi place. Ia uite, uite cât de mult se deschide ușa. Se deschide aproape la 90 de grade și mai rar să vezi pe o Kia piele chiar și ecologică pe uși, cu cusătură roșie, cu plastic mat combinat cu plastic lucios, cu un mâner în asta de asemenea lucios, iar aici spațiu pentru o sticlă de un litru, cred că și încă una mai mică. Mult, foarte mult bun simț și o ergonomie foarte bună. Hai să vedem locul pasagerului. Ohoho, neașteptat de bun. Din nou piele combinată cu peșezut, cu alcantara. Am și cotieră aici. Cotieră cu două suporturi pentru pahare. Hai să trag și ușa să vedem care e vizibilitatea prin ușă. Exact cum spuneam și la exterior, un geam care nu este neapărat foarte înalt, dar este suficient de lung și împreună cu geamul custode de aici și cu tot geamul am o vizibilitate excelentă către exterior. N-ai ce să reproșezi mașinii la capitolul vizibilitate. Dacă este să adăugăm și tot plafonul acesta din sticlă, cu geamurile din lateral și cu ambientul de aici din spate, ai o senzație de aproape de premium. Este mult peste ceea ce ne-a obișnuit Kia până acum la acest capitol. Mai am aici și două guri de ventilație între scaune, dar nu văd nicio priză de curent. Nu văd priză de 12 V aici în spate. Scaunele
din piele care pot fi șterse cu o cârpă umedă, dar există riscul să se zgârie la picioarele copiilor. Spațiu cât să pui și un scaun pentru copil aici în spate, ia să vedem. Deși nu știu dacă o să vrei pe o mașină cu suspensii relativ mai tăricele așa să pui scaun, prinde Rizofix în standard. Foarte bun și pentru cei din spate, un loc foarte bun și pentru cei din spate. O chestie importantă, la astfel de mașini care vor merge o idee mai tare, este interesant să te uiți la chiedere. Iar mașina asta are două rânduri de chiedere, este cel către exterior care blochează o parte din zgomot, iar acesta face practic izolația în momentul în care închizi ușa complet. Iar acest chieder exterior trebuie să se atingă aici, iar celălalt să facă contactul în partea inferioară. La fel ar trebui să avem pe toată rama ușii, cel puțin în partea de sus, iar acest chieder vine și se atinge acolo jos. Iar în momentul în care închid ușa și sună ca o mașină de calitate, acest cheder închide aici și atât să ne ofere o insonorizare destul de bună. Acum, eu nu am condus mașina neapărat la drum lung și când am mers cu ea am simțit mai degrabă nevoia să o calc un pic și să aud motorul. Zgomotul orașului este în limite normale. Și cam asta este mașina exterioară, să vedem rapid și compartimentul motor. Mulți dintre voi ne cer lucrul ăsta. Capota, îmi place că vine mai din spate, avem din nou o bară destul de mare, toată dintr-o singură bucată din plastic, însă cred că va fi destul de scumpă la reparat, la câte elemente diferite are pe ea. Bun, în compartimentul motor o să găsești un motoraj suficient de mic și asta este tocmai minunăția acestui motor, pentru că e un motor de 1.6 turbo, relativ compact și ușor. Mașina asta are nevoie să fie cât mai ușoară și este, și asta îi aduce un plus de sportivitate în acest pachet. Cam asta e motor. Turbo GDI. Salutare tuturor dintr-o mașină care mi-a plăcut foarte mult, Kia Ceed GT, o mașină, un warm hatch, hot hatch de 204 cai putere, o mașină care vrea să împace două lumi, una a celor care vor o mașină foarte puternică, sau să zicem puternică, și pe de altă parte și o mașină foarte practică. Și cumva Ceed GT copiază rețeta originală a Golf GTI. Asta este cheia, keyless, așa arată și la Ceed-ul normal. Încuiat, descuiat și pentru portbagaj. Hai să pornim, piciorul pe frână, piciorul pe ambreiaj, cutia în liber, apăsăm pe start, motorul pornește, 1.6 TGDI, un motor pe injecție directă cu turbină twin scroll. Punem în dreapta întâi și pornim. Avem aici pe volan un buton pe care scrie GT. Hai. La volan ai o poziție foarte confortabilă. Scaunele sunt din piele Recaro cu Alcantara, mă rog, nu știu dacă îi numesc pielea asta Alcantara. Îți găsești foarte ușor poziția pe care vrei la volan. Toate pedalele, cutia de viteze, volanul sunt la îndemână. Nu mi-a plăcut volanul, în schimb, foarte tare pentru că mi se pare disproporționat. Mi se pare că partea de sus este prea înaltă aici și prea multe detalii în cealaltă jumătate a volanului. În rest, nimic diferit față de Kia. Se conduce la viteze mici absolut la fel, se simt mici diferențe la suspensie. Să ieșim din parcare. Nici măcar nu se aude motorul. Chiar dacă ai 204 cai putere, ai un motor turbo cu injecție directă, nu se aude, este foarte, foarte discret. Și cumva mașina asta, eu nu l-aș pune, n-aș pune mașina asta la concurență cu Focus ST, Astra OPC, Renault Megane. Cred că cel mai serios concurent al lui Kia Ceed GT este Golf GTI. Pentru că ambele sunt destul de temperate, sunt destul de civilizate și pot fi folosite fără probleme în fiecare zi. A întâia, a doua, eram deja în a doua. Poți să o conduci lejer zi de zi în oraș. Eu și George avem păreri foarte diferite despre mașina asta. În sensul că el crede că nu este un hot hatch veritabil. În sensul că direcția este foarte moale și într-adevăr așa este.
nu ai foarte mult feedback. Îmi place însă că au scos, acea opțiune de a seta cât de moale sau tare să fie volanul. Și am lăsat volanul ca atare. Adică direcția clasică de cheia. Să facem și un demarat și n-avem unde. Abia cum se aude motorul când ajungi pe la 3000-3500 de ture. Destul de sus. Își face simțită prezența. Mult mai drăguț se aude în exterior decât în interior. Pentru că, după cum spuneam, de ce spun eu că este un concurent pentru Golf GTI? Odată că are 204 cai putere, competiția, de fapt și Golf GTI are undeva la 220 de cai putere. Astra Focus sare de 250, la fel și Megane-ul. Și atunci e clar că CGT n-are cum să se compare, cel puțin pe cifre, cu oricare din mașinile pe care le-am spus mai devreme. Atinge 100 la oră în 7,7 secunde, 7,5 secunde. Ceea ce e enorm pentru un GTI de clasă compactă. Cu părere să ajunge mai repede la 100 de km la oră. Fiesta ST, care are tot vreo 200 de cai. Așa că Sea-Doo face altceva. Este o mașină pe care poți să o conduci confortabil la drum lung. Suspensia este foarte bună la drum lung, adică nu simți că este un GT. Se așeză foarte bine și pe autostradă și în serpentine atunci când vrei să mergi civilizat, dar răspunde așa cum ar trebui și atunci când o forțezi în serpentine. Până la urmă este prima tentativă a celor de la Kia să facă un hot hatch. E și normal să n-aibă încă suficientă experiență ca cei din Germania. Hai să vorbim puțin. Cutia este mult mai rapidă decât la SID normal. Schimbările sunt scurte, rapoartele sunt și ele foarte scurte. Se adu ajunge undeva pe la 85 la oră la 6000 de ture, acolo unde intră limitatorul. Direcția, cum spuneam, este moale, dar schimbă mașina de pe trasă pe alta destul de rapid și eficient. Frânele sunt bunicele, poate, cred că aș vedea frâna ca sistemul de frânare al mașinii ca un dezavantaj, pentru că este foarte soft. Răspunde bine, frânează bine, dar este soft. Când ai o mașină cu 200 de cai putere, nu vrei soft. Însă are și o parte bună, în sensul că dacă mergi cu mașina asta zi de zi, n-ai vrea să apeși un pic pe frân și să fie deja să te pună cu capul de volan. De-a întâi, a doua, le schimb până în 2000 de ture ca să mergi la consum. Consumul în oraș declarat e undeva de 9,7, i-am scos vreo 11. La drum lung e zic undeva la vreo 5-6, i-am scos 7 pe autostradă la 110 la oră, mers constant. Destul de aproape de alte mașini cu aceleași cifre. Ce mai zic, portbagajul are 380 de litri. La 380 de litri avem și Golf GTI, uite. Un alt aspect important, însă mai ai niște compartimente sub acea podea. La interior, interiorul este același ca de pe SID, plastic moale, poliuretan moale, pe uși, toată zona asta față, fețele de uși sunt îmbrăcate și ele în piele ecologică jos. Ai niște buzunare destul de încăpătoare pentru apă și ce-ți mai pui tu acolo, portofel și așa mai departe. Acolo pe bord avem turometru în stânga, vitezometru, unde ai și consumul instant, cât kilometri mai faci cu benzina din rezervor, și în dreapta ai câți litri mai ai rezervor. O chestie care nu-mi place, au făcut destul de mare cel indicator. Și ai impresia că benzina se consumă foarte repede. Dacă ai făcut acel indicator ceva mai mic, cred că nu ți-ar mai fi dat același, n-ai fi avut același impact psihologic. Pe volan, foarte multe butoane, dar împărțit destul de bine. În stânga ai multimedia și Bluetooth, în dreapta ai pilot automat și trip computer. Deci le înveți destul de repede, sunt așezate cu cap. Avem aici un buton GT. Apeși pe acest buton și se schimbă indicatorul central. În stânga îți arată cuplul,
pe care îl generează motorul. Cuplul maxim, apropo, este undeva la 275 de Nm. Este o cifră impresionantă pentru un motor pe benzină. O să facem și o mică demonstrație de demarare și puțin mai târziu. Așa, în dreapta ai turbo, presiunea la turbină. Sus, acolo ai temperatura apei și vitezometrul. Să vorbim, mi-a plăcut foarte tare sistemul multimedia. E același de pe SID. Mi-a plăcut pentru că ai un touchscreen destul de bun, o rezoluție bună, este foarte bine luminat, contrastul este foarte bun. Ajungi rapid de la o setare la alta, de la un sistem la altul. Aici în media avem, spre exemplu, CD și, dacă mai apăsăm încă o dată, ajungem în Bluetooth. În momentul ăsta nu am niciun telefon conectat, aici avem radio. Aici și un buton de noapte. Asta mi-a plăcut foarte tare pentru că sunt multe mașini cu sistem multimedia și nu poți să stingi ecranul noaptea, nici măcar să schimbi luminositatea. În partea dreaptă avem map, îți deschide harta, navigație, aici ajungi în partea de navigație. Harta mi-a plăcut foarte tare, bine făcută. Uite aici, dacă apeși pe acest buton, se conectează la ultimul tău telefon. Aici, pe această rotiță, poți să dai zoom pe hartă. Zoom in, zoom out. Aici intri la setări. Așa, hai să facem demarare și suntem la 3 la 30 la oră. Rupe cadența, dăm a doua. Și pleacă, 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 pleacă. A treia. Deja am 100 la oră. Frânele foarte bine, dar se debalansează destul de ușor mașina. Și să facem și un demaraj de la 80 la oră, la 3-a. 90, 110, mai avem unde. Să încercăm același lucru și la 4-a. Demarează la fel de spectacol. Rapoartele cutiei sunt destul de scurte. Și atunci raportele cutiei sunt destul de scurte și atunci te ajută să faci demaraje foarte bune. Cum spuneam, la 130 la oră, spre exemplu, ajungi să ai vreo 2500 de ture, 3000 de ture aproape. Ceea ce se întâmplă de obicei la motoarele, la cutiile cu 5 raporte. Și altă chestie care mi-a plăcut foarte tare e camera de mers cu spatele. N-am vorbit despre climatizare, evident cu două zone. Ușor de accesat, butoanele le înveți foarte rapid. Aici e un spațiu de depozitare pentru telefon, ce mai tu cheie, spre exemplu, ai o priză de 12V, două prize de fapt, o brichetă și priza. Auxiliar, dacă ai muzică pe telefon, îți conectezi cu un cablu jack-jack și asculti muzică și avem și port USB. Aici avem două suporturi de pahare, frâna de mână care este hidraulică, electrică. Nu înțeleg, ai o mașină sport și îi faci... Vrei să te mai și distrezi din când în când. Cutia îmbrăcată la fel în piele, culisează în față și în spate. Apeși pe buton și ai un spațiu, uite, la antebraț între acolo. Avem și George. 2 lei. Vă parchez eu, șefolică. Șefolică, posulețul. Gata, am terminat testul. Mie mi-a plăcut. Ție ce părere ți-a făcut? Bă, din spate arată bine. E sexy. Și din față și din spate. De butoane, mă. Dar le înveți repede, tocmai să le spunem. Cum? Înveți foarte repede butoanele. Adică uite cât de logic este sunt așezate pe volan. Mă, dați multe, mă. Ai jumătate. Tu le-ai numărat? Sunt mai multe aici decât sunt aici. Deci, am mai făcut experimentul ăsta deja una, pe Hyundai. 2, 3, 4. Ai numărat, da, 4 potențiometre. În, în partea din stânga, ai partea multimedia. Las-o așa, bine, sunt multe. Așa. Frâne și direcție Kia, restul senzații de hot hatch, corect?
Nu spune neapărat hot hatch, spune warm hatch. E o mașină făcută... Warm hatch? Warm hatch. Warm hatch? Da. Nu vierme. Călduți. Ah, cald. Da. Așa? Este o mașină făcută pentru cei care vor să conducă în fiecare zi o mașină puternică, dar să fie și confortabil în același timp. E și să fie mai ieftină cu 6.000 față de GTI. Da, adică prețul de pornire la mașina asta e de 20.000 de euro. E mai ieftină și arată mai bine. Da. Dar nu este hot. Nu este hot. Dar se apropie. Pentru prima lor tentativă... Mă, eu zic că e bine. De la primul proceed li s-a cerut așa ceva. Da. Și uite, acum chiar l-a ieșit. Sunt curios. Cred că următorul Seed GT va arăta și va fi mult mai spectaculos decât multe alte Golf mașini și hot. Alte mașini hot. Iar bordul ăla este genial. Cel puțin partea de mijloc este foarte tare. Exact. Bine. Hai că nu mai avem benzină. Trebuie să termine testul. Oricum, un test într-un mașină cu 200 de cai care se termină cu un consum sub 10. Da, am și autostradă. Dar la autostradă oricum, la 120-130 consumă destul de mult. Parcarea. Gata, hai. Ciao. Ciao.